Biblia secretă, Matei 23. Iisus înfierează pe farisei, Ierusalimul cel ce ucide pe profeți, vestirea dărâmării Ierusalimului. Atunci vorbi Iisus mulțimilor și ucenicilor săi, zicând, cărturarii și fariseii au șezut în scaunul lui Moise. Deci toate câte vă vor zice vouă, făceți-le și păziți-le, dar după faptele lor nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Deci am învățat, acum am aflat ce fac preoții. Ne zic, dar ei nu fac. Și ce ne zic e și polarizat. Dacă nu ar fi polarizat, biserica dispărea de mult. Deci a fost menținută prin polarizare și neștiința oamenilor, neînțelegerea lor. Sau lenea lor de a cerceta, sau de a studia, de a învăța. Omul privește Biblia sau biserica sau religia doar ca o metodă prin care el își arată apartenența la un grup. E de acord cu grupul. Pentru el, numai lucrul acesta este esențial și nu adevărul. Niciodată oamenii nu sunt preocupați de adevăr sau de Dumnezeu, decât de binele propriu. Ei au extras din Biblie cele a convenilor, adică acele lucruri care nu îi responsabilizează. Deci ei nu vor decât să se îmbogățească. Nimeni nu îl vrea pe Dumnezeu pentru că este jos, este împuțin și le ia averile. Că leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor și ei nici nu, cu degetul nu voiesc să le miște. Păi asta fac tot timpul. Dau tot felul de sarcini grele oamenilor ca să devină ei importanți. Toate faptele lor le fac să fie priviți de oameni, căci își fac filacteriile late și își măresc ciucurii de pe poale. Deci tot ce fac este spre strălucire și nu spre educarea oamenilor. Le place să stea în capul mesei, la ospețe și în băncile din tâi în sinagoge și să li se închine lumea în târguri și să-i numească oamenii rabi. Voi însă să nu vă ziceți rabi, că unul este învățătorul vostru, ci voi sunteți frați. Ia uite, aflăm că suntem frați cu toți. Și Dumnezeu este unicul învățător. Numai lui se poate spune rabi. Dacă noi toți suntem frați, atunci nu poate fi ridicat niciun om mai sus. Așa cum a spus Dumnezeu în Vechiul Testament, voi toți sunteți sfinți, voi toți sunteți fiii mei, deci toți suntem frați. Uite ce spune aici Iisus cel simplu și modest. Și să nu numiți tatăl vostru pe pământ pe nimeni, că tatăl vostru unul este cel din ceruri. Deci nu poți să spui nimic pe pământ, este mântuitor, nimic. Uite ce frumos spune. Să nu numiți tatăl vostru pe pământ pe nimeni, că tatăl vostru unul este cel din ceruri. Deci este un singur tată, singur Dumnezeu. Nu există alt mântuitor în afară de el. Să nu numiți tatăl vostru pe pământ pe nimeni. Deci niciun salvator, niciun Iisus mai sus. Și aici el se lovește pe el însuși. De fapt, Iisus cel simplu și modest îl lovește pe Iisus cel sus și prea sus. Nici învățător să nu vă numiți, că învățătorul vostru este unul, Hristos, l-a pus pe Hristos. Iisus spunea că este doar Dumnezeu, singurul învățător. Deci contradictoriu. La 9 zice și să nu numiți tatăl vostru pe pământ pe nimeni. Aici spune că singurul este Hristos. Păi Iisus a zis să nu numim pe nimeni de pe pământ. Mare între voi să fie slujitorul vostru. Deci nu poate fi ceva, cineva sus decât cel care este jos. Numai cel care este jos este sus. Deci nu poate fi pus un om mai sus, pentru că nu se poate pune mai sus, nu poate ajunge mai sus decât cel care este slujitorul nostru, cel care este jos. Pe cel care este slujitorul nostru nimeni nu-l pune sus, pentru că e nevăzut și nimeni nu poate să-l urmeze. Deci cel care este mai mare este cel care este cel mai jos, cel mai jos, cel mai smerit. Iar cine se va înălța pe sine, se va smeri. Și cine se va smeri pe sine, se va înălța. Cel care se înalță pe sine va fi doborât la pământ și cine se va smeri pe sine, se duce în înfrângere de sine, va fi înălțat. Adică în sensul de apreciat de Dumnezeu, binecuvântat de El. Uite, aici se lovește pe sine. Cine se va înălța pe sine? Păi cine face minuni și poruncește muntele să se miște, cum este? Nu e prea sus? Nu va fi smerit? Adică va fi crucificat? Vai vouă cărturarilor și fariseilor, fățarnici, că închideți împărăția cerurilor înainte oamenilor, că voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Asta este corect, din punct de vedere, pentru că Biblia, 99% din ea, și tot ce fac și spun cărturare și farisei, adică preoții, reprezintă polarizare. Și polarizarea, utilizarea unei părți, închide împărăția cerurilor, oameni, și nu-i lasă să intre în împărăția
cerurilor. A doua perspectivă îi critică pe cărturari și farisei, care oricum nu fac minuni și nu s-au ridicat în halul ăsta în care a fost ridicat Iisus, cel sus. Sunt doi Iisuși în Noul Testament. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că mâncați casele văduvelor și de ochii lumii vă rugați rugăciuni lungi, pentru aceasta mai multă osândă veți lua. Deci cei care se roagă cu rugăciuni lungi vor primi osândă mai multă, mai multă osândă, pentru că îi strică la cap pe oameni. Îi fac să se închine la orgoliu, la ceva mai sus, adică la diavol. Pentru asta multă osândă vor lua. Deci, pe de altă parte, mai mănâncă și casele văduvelor, deși ei pe acolo. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un prozelit și când a ajuns, îl faceți fiul genei, încă o dată cât voi. Deci, cărturarii și farisei, adică preoții, pentru că sunt polarizați, îi aruncă pe oameni în genă, în iad. Spune foarte clar. Și ritualul religios, absolutizând oameni, un om, ceva mai bine decât altceva, idealuri și reguli fixe și absolute, ne aruncă în genă, în iad, într-un iad mai mare, de se fac foarte vinovați. Vai vouă povățuitorilor orbi, care ziceți, cel ce se va jura pe templu nu e nimic dator, dar cel ce se va jura pe aurul templului este dator. Deci sunt preocupați numai de aur. Și normal, pentru că în momentul în care îi determină pe oameni să se închină la idealuri de sfințenie și la un înlocuitor al lui Dumnezeu, asta le produce oamenilor suferințe, că Dumnezeu trebuie să vină să distrugă idolii. După care, oamenii se duc la cărturari și farisei, adică la preoți, și le dă bani ca să-i salveze. Deci ei sunt reprezentanții salvatorului care salvează. Deci pentru ei situația este ideală, starea este ideală. Să absolutizeze idealul, să pună un salvator mai sus, să polarizeze oameni, să vină necazurile peste ei, după care să vină la ei să le dea bani să-i salveze. Și ei ce vor face? Vor da idoli și mai mulți. Și acum spune mai sus, le dă rugăciuni lungi care eu sândesc și mai tare pe oameni. Rugăciunea nu schimbă situația de viață. Situația de viață se schimbă doar prin comportament, prin purtare și prin fapte. Rugăciunea întărește polarizarea. Credința că cineva sus acolo care a făcut minuni poate să facă minuni și acum și să le ia din greutăți, în condițiile în care greutățile sunt înălțarea și sunt venite de la Dumnezeu. Adică oamenii se închină la cineva care ei au credința că poate să-l vindece pe Dumnezeu. O nebunie. Din start e o minciună, pentru că ei nu știu că viața asta este a lui Dumnezeu. Ca știi, nu s-ar mai putea lăsa înșelați. Nebuni și orbi. Ce este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Păi pentru ei, pentru că sunt polarizați, aurul este mai mare. Polarizarea asta înseamnă materia mai sus, deci aurul mai sus. Iar când aurul este sus, templul este doar un mijloc de a aduce aur, de a aduce bunăstare, pentru că li se predă polarizarea. Ziceți iar, cel ce se va jura pe altar, nimic nu este dator. Dar cel ce se va jura pe darul ce este deasupra altarului este dator. Ce? Când vrei mai mult bine, ești dator. Nebuni și orbi, ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Păi ce este, ce înseamnă un om mai sus? Mai sus ce înseamnă? Că darul este mai important decât altarul. Asta înseamnă un om mai sus. Aurul. Și acum a spus, să dai cezarului ce al cezarului. Deci prima dată, cezarul, darul. Nu a zis așa? Deci cel ce se jură pe altar, se jură pe el și pe toate câte sunt deasupra lui. Ce care este jos de tot nu are nevoie să se jure, pentru că e Dumnezeu cu el și are cea mai mare siguranță în viață. Când ești înfrânt cu inima, jurul nu poate să vină din față. Și cel ce se jură pe templu, se jură pe el și pe cel ce se lășuiește întruns. Deci cel care este smerit cu inima nu se jură, pentru că este Dumnezeu cu el, nu are teamă de nimic. Și cel ce se jură pe cer, se jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe tron. Deci se jură numai cel care se duce în sus. Cel care se duce în jos nu are de ce să jure pentru că este alături de Dumnezeu. Nu are teamă, nu are frică, e ocrotit. Deci numai cel care este orgolios se jură, care merge în sus spre mai mult bine pentru sine, care pune materia pe primul plan. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, dar dați... Ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Deci,
Ei sacrificau ceea ce nu aveau nevoie neapărat, dar lucrurile cele mai importante nu le sacrificau. Judecata, critica, acuzația, vinirea, condamnarea nu o sacrificau. Mila nu există. Dacă totul vine din tine, te duce în afară, în oglindă și se întoarce amplificat în tine, nu ai treabă, nu poți să ierți pe nimeni, nimeni nu-ți face nimic. Tu te bați singur. Și credința este această poziționare într-un om pus mai sus, peste credință. Și rugăciune, închinare, ritual, biserică, la ceva care nu-ți modifică viața, nu schimbă viața. Viața poate fi schimbată doar printr-o acțiune vie. Viața e vie, acțiunea vie este cea care schimbă situația de viață. Și de fapt, nu se întâmplă altceva decât mergând în jos, unești cu Dumnezeu și atunci El este Cel care schimbă situația de viață, prezența Lui. Credință înseamnă închinare la Salvator, unul locuitor al lui Dumnezeu, adică închiderea împărții cerurilor. Întotdeauna ei au semnificații inverse. Deci închinarea la un salvator, că la ceva mai sus închinarea la diavol și au spus că închinarea la diavol este credință. Absolut pe dos. Povățuitor orb care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Corect? Deci cărturare și farisei, adică preoții sunt povățuitori orbi care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Adică înșelați oamenii. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că voi curățiți partea din afara paharului și a blidului, iar înăuntru sunt pline de hrăpire și de necumpătare. Deci nu fac absolut nimic să schimbe interiorul, nici nu au cum, că dacă nu te înfrângi pe tine, nu pornește schimbarea vieții. Iar schimbările exterioare, care nu responsabilizează omul, sunt ceea ce se și întâmplă. Închinarea la Salvator, ritualul religios, nu schimbă absolut nimic în viața ta. În condiții în care, spre exemplu, evreii aceia jos, care merg în jos, religioși, studiază de la grădiniță până la bătrânețe, la măsuță. În condițiile în care noi cântăm în biserici, ei studiază și se apropie de Dumnezeu. Practic, efectiv. Dar îi critică pe cărturari și farisei și el face același lucru, se duce în sus. Fariseule orb, curăță întâi lăuntru paharului și al blidului ca să fie curat și pe din afară. Păi nu are cum, pentru că principiul bisericii este închinarea la Salvator. Rugăciunea nu antrenează absolut deloc nimic, pentru că nu reprezintă purtare și comportament și faptă. Dumnezeu a spus că nu mă interesează să spuneți Doamne, Doamne, ci purtarea și faptele voastre. În condițiile în care fariseii, cărturarii, deci preoții, nu modifică nimic în caracterul și în viața oamenilor. Și nu fac altceva decât să le dea idoli și mai mari. Idolii aceia puși mai sus, înseamnă materia pe primul plan. Dumnezeu vine și îi desprinde de materie că ei se atașează, le dă necazuri, suferințe și boli, ajung la fariseu orb să dea bani, aur. Deci îi face datori, îi face datori. Deci este un mecanism prin care oamenii sunt făcuți datori. Biserica să câștige tot timpul sau stăpânii lumii să câștige tot timpul. Când ne pus un om mai sus, se pune ego-ul mai sus. Dorința omului de mai mult bine, pune materia pe primul plan, ne atașăm de materie, Dumnezeu trebuie să vină să ne desprindă. Știu foarte bine ce fac. Punând un salvator mai sus, pus materia pe primul plan, ego-ul lor, ego-ul lor. După care Dumnezeu vine și le dă necazuri, suferințe și boli și pierderi. Atunci ei se duc din nou la cărturari, farisei și preoți și dau daruri, aur, bani, bani, bani. Deci au făcut un sistem cu auto-întreținere. Ei le dau oamenilor idoli, idolii îl atrag pe Dumnezeu să îi distrugă, le produce suferințe și daune, apoi se duc din nou la cărturari, cărturarii le dau și în continuare și mai mulți idoli. Adică rugați-vă și mai mult. Stai puțin că rugăciunea și tot ritualul de închinare la un salvator a întărit mai binele. Salvator înseamnă mai binele în viață. Vine Dumnezeu să distruge mai binele. Ei spun și mai mult ritual și mai multe rugăciuni care să-ți aducă și mai multe suferințe. Să dai în continuare bani. Asta faci peste tot, pe dai bani la tot ceea ce este pus mai sus. La medic, la avocat, la politician, la psiholog, la preot, la iluminati, la stăpânii lumii. Ei iau taxele și impozite. Pentru că ei pus mai sus, tu că te închin la salvator. Ei sunt salvatorii tăi. Toți ăștia sunt salvatori. Închina la salvator, ai creat stăpânii. A pornit lăcomia de viață, dar și suferința. Îi plătești bani ca să suferi mai tare. Pe nimic. Povățuitor orb care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că semănați cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de morți și de toată necurăția. Deci accentul pus pe rugăciune sau ritual este accent pus pe exterior.
pare strălucire, totul frumos, dar îți dă idoli. Dumnezeu distruge idolii că ți-a zis să nu pui nimic mai sus. Și el spune aici același lucru. Să nu numiți tatăl vostru pe pământ pe nimeni, că tatăl vostru unul este cel din cer. Să nu te închină un salvator. Contradicții. Zice și se dezice. Cu acestea sunt spuse de Iisus cel simplu și modest, Iisus cel de sus cu vrăjitoria. Așa și voi pe din afară vă arătați oamenilor drepți, în lăuntru însă sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Așa sunt preoții. Ei sunt așa pentru că învățătura lor este polarizată și atunci și ei sunt polarizați. Nu au cum să fie altfel, pentru că dacă ar fi smeriți, nu ar fi preoți. Ar lucra în fabrici, uzine și pe ogoare, dacă ar fi smeriți. Pentru că numai acolo, în muncă, în munca de jos, egoul este înfrânt de Dumnezeu. Toată lumea fuge de muncă, deci fuge de Dumnezeu. Cine fuge de muncă, fuge de Dumnezeu. Le convine să vândă iluzii, sunt vânzători de iluzii. Aceia, normal, sunt plini de fățărnicii și de fără de lege. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățalnici, că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți pietrele de la căpătâiul drepților. Și ziceți, de am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Păi oricum se opun Vechiului Testament și îl urăsc. Că acolo sunt niște adevăruri. Dumnezeu în toate situațiile și pozițiile și nimic mai sus. Că vin și vi-l distrug. Acestea două sunt esențiale. Mai este una, inima înfrântă, Dumnezeu nu o va chinui. Aparține Noului Testament, mi se pare. Sau cine va căuta viața o va pierde, cine o va lăsa pentru mine o va câștiga. Tot Noul Testament. Și ziceți, de am fi fost noi în zilele părinților. Repet. Astfel, dar mărturisiți voi înșivă că sunteți fii ai celor ce au omorât pe proroci. Corect. Deci când ești polarizat, ești fiu cu ucigașii. De oricând. Ești una cu ei. Faci ceea ce au făcut și ei. Polarizarea înseamnă ucidere de oameni. Pentru că îl împarte, pe omul divizează, se vede separat, celălalt din față vede dușman și adversar sau concurent și luptă cu ei. Și vrea să-i omoare. Și întotdeauna polarizarea duce la crimă. Și cum face? Construiește boli la 7 boli la 70.000 să câștige el cât mai mult. Sunt asemeni, medicii sunt asemeni preoților. Toți care sunt stăpânitorii lumii și le crește averea, averea mea, averea mea și oamenii ajung să dea bani ca să moară. Cumpără idol, iluzii, plătesc cu viața. Ce umpleți voi măsura părinților voștri, șerpi, pui de năpârcă, cum veți scăpa de o sânda genei? Corect? Îi face pe cărturar farisei, adică preoți, șerpi, pui de năpârcă. Bineînțeles că n-au cum să scape de o sândă a genei, pentru că sunt polarizați și omoară oameni prin polarizare, prin idolatrie. Absolutizează idealuri sfinte, perfecte, reguli, virtuți, principii filozofice sau religioase. Le pun pe primul plan împreună cu Salvatul. De aceea, iată, eu trimit la voi proroci și înțelepți și cărturari. Dintre ei veți omorâ și veți răstigni. Dintre ei veți biciui în sinagoge și veți urmări din oraș în oraș. Păi e suficient să le dea idol la oameni și polarizează. Atunci Dumnezeu trebuie să vină să le distrugă idolii. Și cum vine? Prin necazuri, suferințe, dureri, boli și pierderi. Ca să cadă asupra voastră tot sângele drepților, răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Da. Și atâta timp cât ei împrăște idoli și omoară oameni cu idolii, idolatria este totă de extinție în masă. Și așa le crește lor puterea. Ei distrug pe oameni. E foarte simplu. Idolii. Închinarea la idol. Promovează ei. Închinarea la Salvator înseamnă închinarea la idol. Apoi omul își caute mai mult bine. Le pune matea pe primul plan. Vine Dumnezeu și îl desprinde cu forța. Și ei se duc înapoi la preot să plătească daruri sau merge la medic, la psiholog, la avocat, la politician, la iluminati, la stăpâni și le plătește ca să-i repare. Deci așa de simplu este, gratis, se distruge. Dă idoli, idolii aduc suferința, necazurile, bolile, pe care ne ducem să ne repare stăpânii. În modul acesta, prin idol, prin idolatrie, ei devin stăpâni, capătă autoritatea asupra noastră și rămân stăpâni. Deci trăiesc din faptul acesta, idoli, toți, toți. Pe exemplu, la medici, medicină, există o singură soluție, să te restrângi. Te-ai restrâns, a pornit repararea, automat. Și animalele iau medicamente, nu mai mănâncă și se vindecă. Foarte simplu. Deci vindecarea este foarte la îndemână. Ai nevoie de medicamente, nu ai nevoie de nimic. De medici, de preoți, psiholog.
toți nu fac decât să-ți dea idoli. Doar înfrângerea de sine este cea care vindecă. Munca, spre exemplu, sacrificiul personal, supunerea, slujirea. Toată lumea fuge de el, deci fuge de Dumnezeu. Dumnezeu e sluga noastră și fug de Dumnezeu. Ce înseamnă să te închini la Dumnezeu? Să faci ceea ce El face. Fii sluga tuturor și atunci te unești cu El. Prin slujire te unești cu El. Și oamenii n-au cum să-L simte pe Dumnezeu dacă se duc pe amul bine. Se îndepărtează de El. Deci El trebuie să vină să distrugă ce punem noi pe primul plan, ca așa a promis. Nu vă faceți idol că vin și vi distrug. Ăia sunt dracii. În momentul în care noi suntem polarizați, polarizarea ucide și suntem transformați în criminali. Avem putere, într-adevăr, să scoatem pistolul, să-l împușcăm pe aproapele nostru, așa cum s-a întâmplat în nordul țării noastre, când anul trecut au murit 1 milion de oameni creștini. Au murit între ei. De unde acea putere? De unde? Pentru că s-au văzut separați. Cine a separat? Salvatorul. Salvatorul ăsta are o etichetă pozitivă, deci nu-l vei vedea. Ești vrăjit, invizibil. Te închin la diavol. Înseamnă diavol. Eu, pe primul plan, binele meu, adevărul meu, dreptatea mea mai presus de toate. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și cu pietre ucis pe cei trimiși la tine. De câte ori voit am să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii ei sub aripi, dar nu ați vrut. Cum s-au omorât prorocii? În idolatrie, închinându-te la un salvator, a anulat ce au spus prorocii. Și așa au fost omorâți. Iată, casa voastră vi se lasă pustie, căci vă zic vouă că de acum nu mă veți mai vedea până când nu veți zice binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Iar s-a ridicat pe sine. Când fiecare om din fața noastră este trimis de Dumnezeu, lucrează la poruncă de sus. Toți, indiferent cum sunt. Așa neterminat sau diavol, păcătoși, desfrânați, așa cum sunt. Sunt trimiși de Dumnezeu. Sunt distrugătorii noștri de idoli. Capitolul 24. Dărâmarea Ierusalimului, venirea lui Hristos și sfârșitul lumii. Când va veni ora aceea? Când a ieșit Iisus și se ducea de la templu, s-au apropiat de el ucenicii lui ca să arate în urmă clădirea Sfântului Locaș. Și el, luând cuvântul, a zis, nu e așa că vedeți toate acestea? Adevăr, grezi vouă, nu va rămâne nici aici piatră peste piatră care să nu se risipească. Iar după ce a așezut pe muntele măslinilor, veniră la el ucenicii deosebi și ziseră. Și normal, orice scriptură polarizată atrage suferința. Orice închinare la un locuitor al lui Dumnezeu trage distrugerea. Că Dumnezeu vine și distruge tot ce pui tu pe primul plan. Și la fel, materia. Pui materia mai sus, pierde materia. Care înseamnă idol. Și ziseră, spune nouă când vor fi acestea și care este semnul venirii tale și al sfârșitului acestui veac. Răspunzând Iisus, le-a cuvântat, vedeți să nu vă amăgească cineva. Știi foarte bine care este semnul și asta se întâmplă pentru fiecare în universul lui și pe ansamblu. Toți oamenii. În momentul în care ei caută mai multă bunăstare, vor pierde bunăstarea. Știi dinainte. Căci mulți vor veni pe numele meu zicând, eu sunt Mesia și pe mulți îi vor amăgi. Păi normal, toți care au ego, așa zic ei. Fiecare zice, eu sunt Mesia, eu sunt Mesia. Și veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie, luați seama, nu vă speriați că și trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârșitul. Păi războaie normal, dacă ești polarizat, trebuie să fie război. Suferințe de toate felurile, pierdere. Căci se va ridica popor peste popor și împărăție peste împărăție, și va fi foamete și ciumă și cutremure pe alocurea. Deci foamete, totul după Biblie. Normal să fie așa. Ăștia sunt pașii. Dus în sus va trebui să fii dobărât. Și toate acestea sunt începutul durerilor. Atunci vă vor da pe voi la munci și vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. La munci e bine. Acolo se distrug idolii. Munca o mare idolii. Sfinți. Atunci mulți vor fi slabi de îngeri și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Normal, pentru că având egouri, vor bate între ei. Deci, de vreme ce au fost ridicați mai sus, pentru că numai închinarea la un salvator i-a făcut să pună materia pe primul plan. În condițiile în care poporul acela mic, religios, închinându-se la Dumnezeu, s-a dus în jos. Toți care se închină la salvator se duc numai în sus. Să se înțeleagă asta clar. Bineînțeles că, având orgoliu, orgoliile se bat între ele, ca într-o familie. Și se vor vinde unii pe alții, vor urâ unii pe alții. Într-o familie, dacă amândoi nu merg în jos, se vor bate. Și mulți proroci mincinoși se vor scula și vor înșela pe mulți. Prorocii mincinoși care sunt, care pun mereu ceva mai sus și mai sus și mai sus. Dacă cel care a fost pus de scriitorii Noului Testament, foarte sus. Ca salvator. Deci, mulțime de salvatori. Dar deja îi avem. Preoți, medici, psihologi,
politicieni, avocați, iluminatii. Deja avem. Ăștia sunt prorocii mincinoși și vor înșela pe mulți. Că dacă omul este poziționat pe o parte, pe o gândire unică, unilaterală, vede doar în parte, nu vede ansamblurile, nu vede întregul. Atunci poate fi foarte ușor înșelat. Deci singura soluție ca să nu fii înșelat este să unești contrariile. Nu te mai înșală nimeni. Iar din înmulțirea fără de legii, iubirea multora se va răci. Normal. Cu cât te ridici mai sus, cu atât crește fără de legea. Cu atât devii mai egoist și ești capabil să faci mai mult rău oamenilor. Atunci pierzi iubirea. Iubirea nu are decât cel care merge în jos. Cel care merge în sus nu iubește. Nu are cum. Pentru că el pune Mateea pe primul plan. Dar cel ce va răbda până la urmă, acela se va mântui. E problema aici, pentru că omul care este poziționat pe parte nu are nici răbdare. Ca să rabde, să te duci în jos în puțin. Omul acela are putere, sufletul are putere și nu ia seama la greutățile vieții. Contră, se bucură de ele. Acela nu vede nimica greu. Acela se va mântui. Numai că cel care merge în jos poate mântui. Cel care merge în sus nu se mântuiește. Ajunge în ghenă, în iadul lui Ilie. Și se va propovădui această evanghelie a împărăției în toată lumea, spre mărturie la toate neamurile și atunci va veni sfârșitul. Evanghelia care este polarizată și polarizarea într-adevăr va aduce suferință foarte mare, dar vor fi și oameni care se duc în jos și vor echilibra. Foarte mulți polarizați și foarte, foarte puțini înfrânți cu inima. Aceștia puțini echilibrează pe aia mulți. Atât de important este să fii înfrânt cu inima. Deci când veți vedea urăciunea pustiirii, ce s-a zis prin Daniel, prorocul, stând în locul cel sfânt, cine citește să înțeleagă urciunea pustiirii. Atunci cei din Iudeia să fugă la munți. Cel ce va fi pe casă să nu se coboare ca să-și ia lucrurile din casă. Problema este că dacă ești înfânt cu inima, nicio nefericire și niciun necaz nu poate să te atingă, pentru că ești aproape invizibil, pentru că Dumnezeu este cu tine și îți va oferi brațul lui cel tare. Că n-ai unde să fugi de Dumnezeu. Să fii cu El și asta este important. Mai departe, El va hotărâ. Iar cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Să fugă în pământul. Vai de cele însărcinate și de cele ce vor apleca în zilele acelea. Rugați-vă să nu fie fuga voastră iarna sau în zi de sâmbătă. Căci va fi întotdeauna strâmtorare mare, cum n-a fost încă de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa trup de om, dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile. Atunci de vă va zice cineva, iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeți, căci se vor ridica Hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da de semne mari, vor da semne mari și minuni ca să amăgească de va fi cu putință și pe cei aleși. Și Mesia, cel care este pus mai sus. Ăștia toți, mincinoșii puși mai sus. Tot ce este pus mai sus, pe o minciună. Te vor ridica Hristos și mincinoși. Mai sus, tot mai sus. Când te ridici, ești un mincinos. Și un amăgitor. Iată v-am spus de mai înainte. Și deci, întotdeauna cel care pune Mateea pe primul plan, se pune pe sine mai sus și este un mincinos. Deci, de vă vor zice vouă, iată este în pustie, să nu ieșiți. Iată este în cămări, să nu credeți. Căci precum fulgerul pornește de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului. Și când ești jos de tot, Dumnezeu este cu tine și îți va călăuzi pașii. Care e problema? Aici iar se ridică pe sine, El e salvatorul nostru. Și nu este normal. Dumnezeu este salvatorul nostru, că El a spus, eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt salvator în afară de mine. Și nimeni nu te salvează decât Creatorul nostru. Și dacă scrie acolo un planul divin să nu ne salveze, nu ne va salva. Deci toate sfaturile astea sunt fără rost. Vin de la ideea că ești autonom și ai control asupra vieții ta, când de fapt corpul este a lui, viața este a lui. Păi dacă este viața lui, ce să-i faci vieții lui? Va face ceea ce trebuie să facă el atunci. Atât. Că oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Deci, pun un om mai sus, ne fac să punem binele nostru pe primul plan, deci materia mai sus, vine Dumnezeu și ne distruge, ne duce în jos și noi devenim stârvuri și acolo îi vin ei, vulturii, adică preotul, medicul, psihologul, avocatul și iluminatii. Deci așa ne doboară. Punând ceva mai sus, ce ne omoară? Dumnezeu a zis nu puneți nimic mai sus. Bine, când încălcăm acest principiu divin, fundamental al vieții, care ține viața în funcțiune,
Pentru că tot ceea ce există în jurul nostru este smerit. Și aerul, și apa, și pământul, și soarele, și inima noastră, și celulele noastre, totul este smerit. Dumnezeu este smerit. În momentul în care pui ceva mai sus decât Dumnezeu care este smerit, ai intrat în conflict cu El și vei suferi. Deci atât au făcut. Au pus ceva mai sus și au devenit stăpânii tăi. Tu ai devenit un stârv care ceri căduință de la ei să te salveze. Deci toată doborârea asta este făcută mental. Deci după strânturarea acelor zile, soarele se va întuneca și luna nu va mai lumina, nu va mai da lumina ei. Iar stelele vor cădea din cer și puterile tăriei se vor zgudui. Pentru cei care sunt orgolioși, pentru oamenii care sunt simpli și modești cu care este Dumnezeu, cu acestea nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Apocalipsa este a ego-ului. Omul înfrânt cu inima nu are parte de o apocalipsă, pentru că nu are ego. Lucrurile acestea pentru el nu se vor întâmpla. Atunci se va arăta pe cer semnul fiului omului și se vor bate în piept toate semințiile pământului și vor vedea pe fiul omului vin pe norii cerului cu putere și cu mărire multă. Și va trimite pe îngerii săi într-un răsunător glas de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai lui din cele patru vânturi de la marginea cerului până la cealaltă margine. Deci lucrul ăsta nu se poate întâmpla pentru cel înfrânt cu inima, există numai Dumnezeu. Nu are cine să te salveze, de ce să te salveze? Numai cei care sunt orgolioși se închină la un salvator, adică au ego mare, orgoliu mare, pentru ei se întâmplă toate nenorocirile acestea, ca să le scadă orgoliu. Deci au pus un om mai sus, care a dus la suferințe și cazuri, dureri și boli, după aceea să vină reprezentanții Salvatorului și să ne vindece, să ne salveze. Asta este valabil numai pentru cei care se închină la Salvator, care nu se închină la Salvator, ci numai la Dumnezeu. Nu vine nenorocire peste ei, nu e nevoie să-i repare nimeni. Deci când te închini la Dumnezeu, dispar preoții, avocații, medicii, psihologii, politicienii și iluminatii. Și toată stăpânirea dispare. Toată stăpânirea există, se bazează pe ideea de ceva mai sus, care înseamnă idolatrie. Idealul, reguli, virtuți absolutizate, idol. Și totul pornește de la acea afirmație, nu puneți idol mai sus că vin și vi distrug. Dumnezeu pornește imediat, când te închini la un salvator, pornește imediat să-ți distrugă idolii. Și vei suferi. Atunci te duci la stăpânitorii lumii să te repare. Deci ai crescut autoritatea lor, le-ai dat putere, da? Căpăta puterea asupra de magie. De chila salvatorii dai putere salvatorului. De la toți cei care reprezintă salvatorul. Toți ăștia mulți reparatori din Ichigii. Care aleși? A trimite pe îngerii săi într-un răsunător glas de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai lui din cele patru vânturi, de la marginea cerului până la cealaltă margine. Care cei aleși? Că toți sunt polarizați. E vreunul ales acolo printre polarizați. Cei care sunt înfrânți cu inima nu se duc în sus. Dacă nu se închină la salvator, nu vine cazul peste ei. Când nu vine cazul peste ei, preotul, avocatul, medicul, toți ăștia își pierd puterea, își pierd autoritatea, pentru că nu mai suferă. Oamenii, dacă nu mai suferă, nu au ce să repare la ei și dispar stăpânii lumii. Așa de simplu. Singura soluție este să te duci în jos. Așa cum a fost și la Estera. Singura soluție ca să scapi de salvatori, de stăpânii lumii sau și din robia lor, că ei te duc în robie, este să te împuținezi, să te înfrânezi. Și acest lucru e valabil și în universul nostru, și pe ansamblu pentru oameni. Singura soluție să scapi de stăpânire este să te duci în jos, că dacă te duci în jos nu mai vine cazul, ei nu mai au ce să repare și dispar. Învățați de la Smochin pilda pe care o dăm. Când mlădița lui se face fragedă și odrăslește frunze, cunoașteți că vara este aproape. Asemenea și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape lângă ușă. Adresează numai omului orgolios. Pentru el există salvatori. Pentru omul simplu și modest, nu există salvator. Nu există biserică, nu există religie, nu există Iisus cel de sus. Există doar Iisus cel de jos. Adevăr grezi vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. Ei și ce dacă tu, omul simplu și modest care este alături de Dumnezeu, nimic din asta nu contează. Dumnezeu nu se întâmplă lucrul acesta, cât la salvatori. Cerul și pământul vor trece, cerul și pământul, cerul și pământul, dar cuvintele mele nu vor trece. Ce grozav este el, sus cel de sus și foarte sus, mândru și orgolios, asemenea stăpânitorilor lumii. Iar de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl.
Precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și venirea Fiului Omului. Care venire? Că dacă ești jos de tot, e Dumnezeu cu tine, ce mai trebuie să vină? Cine să mai vină? Dacă ești jos de tot, ești înfrânt cu inima, pe cine să mai aștepți? Ești cu Dumnezeu, nu e totul? Ești cu Făuritorul vieții, care dă viață sau o ia când vrea El. Cea mai mare putere, alături de cea mai mare putere a Universului. Care Salvator să mai aștepți viitor? Căci precum în zilele acelea, dinainte de potop, mâncau oamenii și beau, se însurau și se măritau, până în ziua în care a intrat Noe în corabie. Și n-au știut până ce n-a venit potopul și nu i-a luat pe toți, la fel va fi și cu venirea Fiului Omului. Iar își ridică cât mai sus. Ești alături de Dumnezeu, nu vine niciun potop. Topul are loc numai pentru orgolioși. Apocalipsa este ai goului. Atunci din doi care vor fi în țarină, unul se va lua și unul se va lăsa. Și cea mai mare siguranță o poate avea omul când ește înfrânt cu inima, alături de Arcaș, alături de Dumnezeu. Și cea mai mare nesiguranță o are omul nici când se închine la un salvator, la un locuitor al Dumnezeu. Că Dumnezeu trebuie să vină să-l desprindă. Îi distruge salvatorul. Pentru că omul închinându-se la salvator, devine una cu salvatorul. Devine cel la care el se închină. Dumnezeu vine și îl distruge. Cel mai periculos lucru este să te închini la salvator. Că Dumnezeu va veni în viața ta și îți va destrăma viața. O face harcea-parcea. De nu te vezi. Deci închinarea la un locuitor al lui Dumnezeu înseamnă identificare cu Salvatorul. Cum se identifică cu Salvatorul, atunci Dumnezeu trebuie să vină să distrugă acest idol. Pentru că te-ai ridicat mai sus. Se atacă personal. Nu scapă nimeni. Și acum fiecare vede în viața lui, nu se gândește. Stă să gândească. Nu stă să-și explice. Dacă ar observa că în toate ce se întâmplă în viața lor există ceva pus mai sus și ceva pus mai jos, atunci o să înțeleagă. Din două care vor râșni la râșniță, una se va lua și alta se va lăsa. Privegheați deci că nu știți în care zi vine Domnul vostru. În momentul în care ești înfrânt cu inima, deja a venit. Deja a venit. Oamenii așteaptă un mântuitor, ceva mai sus ca ei să-i salveze. Când merg în jos, se unesc cu Dumnezeu și El este singur mântuitor. Dacă spune clar, eu sunt singurul Dumnezeu și nu este alt mântuitor în afară de mine. Și Dumnezeu este jos, jos de tot. Păi când mergi jos de tot, te întâlnești cu El. Aceea cunoașteți prea bine că, dar știi stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar veghea și n-ar lăsa să-i se spargă casa. De aceea și voi fiți gata că în ceasul în care nu gândiți, Fiul Omului vine. Cine oare este sluga credincioasă și cu minte pe care a pus-o stăpânul peste slugărimea sa, ca să le dea de mâncare la timp. Iar și Fiul Omului vine. Adică cel de sus care înlocuiește pe Dumnezeu nu are nicio putere asupra vieții, că e viața lui Dumnezeu. Ce să facă? Ce să vină? Care mântuire? Doar când te înfrângi cu inima, atunci te mântuiești. Pentru că ești lângă Dumnezeu, alături de Arcaș. Adică nu ai ego, fără eu, fără apărare. Ești fără apărare, te unești cu Dumnezeu. Foarte simplu. Fericită este sluga aceea pe care vind Domnul său, o va afla făcând așa. Adevăr grezvor că peste toate avuțiile sale îl va pune pe el. Slugă credincioasă și cu minte, omul care se înfrânge cu inima. Dar el nu are nevoie să fie stăpân peste slugărimea sa. Oricum, este sluga tuturor. Cel care este sluga tuturor este una cu Dumnezeu, stăpânul lumilor. Fericit este sluga aceea pe care vind Domnul său o va afla făcând așa, adică fiind slugă. Asta e cea mai mare fericire. Adevăr grezvor că peste toate avuțiile sale îl va pune pe el. Nici nu are nevoie. Nu are nevoie să fie mai sus. Și este o inversare aici. Cel care este jos nu vrea mai sus. Nu va vrea niciodată. Pentru că a însemnat să pierdă grația divină, prezența lui Dumnezeu. Când te duci mai sus, îl pierzi pe Dumnezeu. El niciodată nu va vrea să meargă mai sus. Niciodată. Iar dacă acea slugă rea fiind, va zice în inima sa, stăpânul meu întârziază și va începe să bată pe soții săi de slugărie, să mănânce și să bea cu bețivii, veniva stăpânul slugea aceleia în ziua când nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l cunoaște și îl va despica în două și partea lui va pune cu fățarnicii, acolo va fi plângerea și scrâșnitul dinților. Cel care se închină la idol va fi distrus. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și oricum Dumnezeu ne pândește și vine tot timpul spre noi când ne prinde, ne închinăm la idealuri sfinte și perfecte și la reguli absolute, vine și ne distruge. Problema închinării la ele este că noi ne identificăm cu acestea.
Noi devenim acele idealuri de sfințenie și luptăm și le apărăm. Noi suntem una cu ele, reprezintă viața noastră, a egoului nostru. Causa Dumnezeu trebuie să vină prin noi și din afară, să ne distrugă idealurile. Nu scapă nimeni. Vine pe neașteptate, cum spune aici. Nu te aștepți și nu cunoști ceasul. Și îl va împărți în două. Partea aceasta egoistă și idolatră o va pune alături de fățarnici, adică o va arunca în ghenă, în iadul întâia lui.